Aici Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9. Borș. Eugen, la ce oră te-ai trezit sau te-ai sculat? Că nu-mi dau seama cum sunt eu. Dar de ce să cum? Dar de ce la 6? Tu tot ai fost plajă? Ia la noi miercuri, unică zi de op care avea. Și noi permanent facem mâncare ca acasă. Deci azi facem borș. Și oaspeți la masă, poftiți la un borș ca acasă. Potrivit tradițiilor de ospitalitate instituite în secolul XVI de indienii din tribul Wakamau, niciun vizitator al orașului Myrtle Beach nu este lăsat să plece până nu și-a porția de borș roșu înainte de drum. Noi ne vedem săptămâna viitoare într-un nou episod din Aventura Americană. Poftă mare, băieți! Te-au lăsat greu părinții să vii încoace? A durat puțin să-l convinc pe tata, e mai complicat cu el. E greu, la început e greu. A fost un zbor de vreo 36 de ore cu 3 opriri. A fost cam greu, obositor, în schimb, a meritat. Primele zile, că nu este cazare, nu este nimic, nu sunt bani, te gândești acasă. De ce te întorci în Moldova? Mă întorc că acolo e mai bine. E mai bine, da, e mai rău din punct de vedere financiar. Salarii mici, știm noi. În schimb, acasă suntem noi, ne simțim ca, nu știu, ca păsările în zbor. Vreau să văd, în primul rând, America, o cultură nouă, o țară nouă, e total diferită de a noastră și să cunosc... Ce să cunosc? Deci, se cunosc cu oamenii și numai americani, chiar am întâlnit foarte mulți oameni extraordinari în diferite țări, de Macedonia, România, Bulgaria, de oriunde. Și sunt foarte extraordinari. Vreau să-mi cumpăr un laptop, o cameră de filmat, vreau să-mi cumpăr haine, multe haine, cadouri la rude, la prieteni. Planific să cumpăr niște aparatură, haine și niște suvenire pentru părinți, prieteni. Eugen Isaac, Myrtle Beach, a obținut un job în America dansând în fața unui public necunoscut. Dansează și deservește clienții într-un fast food pentru $2.15 pe oră, plus $90 pe seară bacșiș. Prepară grătare cu $6.50 pe oră, plus multă înghețată gratis la cel de-al doilea job. Condiții de cazare medii. Plătește $140 pe lună pentru o odaie pe care o împarte cu alți 4 colegi. Grație unui cumpărător secret, a câștigat titlul de cel mai bun chelner și o primă de $100 din partea șefului. Vrea să se întoarcă acasă cu tehnică, haine, suvenire pentru cei dragi. Urmăriți Aventura Americană în episodul următor. Continuăm aventura noastră americană dintr-un sătuc absolut fabulos de pe malul Oceanului Atlantic. Am venit cu păpușa de la Moldova, cred că o am de vreo 10 ani. De-aia am luat aici, mi-am de casă, de familie, de tot. Am făcut de vreo 2 ore, am adormit aici când nu sunt clienți. Și de-aia că m-a venit și m-au trezit clienții. Nu mai spune. Sincer, m-am trezit din cauza la clienți, eram în partea aia. M-am trezit din cauza la clienți. A fost cel mai jenant moment, dar asta e. Eleni este frică de înălțime. Se ține de mine foarte, foarte strâns. Am urcat 214 scări. M-aș bucura dacă aș face undeva 6.000. Ar fi trebuit să mai lucrez puțin, să mai economisez din cheltuielile mele, să mai tai cu shopping-ul. We call it plăcintă. Plăcintă? Plăcintă. Cu brânză. Dacă mergi la noi în Nevada și eu în Nevada, o simți că e măr. Aici nu e așa.